Primul caz de rujeolă din acest an a fost confirmat în capitală. Pacienta este profesoară la liceul Alexandru cel Bun din orășelul Sângera, dar locuiește în Chișinău. Femeia nu a fost vaccinată împotriva rujeolei. Cazul a fost înregistrat în 21 ianuarie, iar responsabilii de la primărie l-au anunțat public abia astăzi. A fost înregistrat un caz de rujeolă la profesoara liceului teoretic Alexandru cel Bun din orașul Sângera, care locuiește la moment în Chișinău. În contact direct cu bolnava s-au aflat 134 de elevi din 5 clase. Dintre cei 134 de elevi care au fost în contact cu victima, aproape jumătate nu au fost imunizați împotriva bolii. 11 elevi nu dispun de date de nicio doză de vaccin împotriva rujeolei, 2 elevi din motivul refuzul părinților, alții pur și simplu nu au prezentat datele despre imunizări. 40 elevi nu dispun de date de revaccinare împotriva rujeolei.